La începutul secolului 20, elita politică și aristocratică românească a reușit o racordare la modelele de civilizație europeană. Era o perioadă fastă de mare dezvoltare economică și culturală, când tinerii studiau la marile universități europene și oamenii cu dare de mână își organizaseră traiul și casele după normele și moda Parisului, consemna Constantin Argetoian în memoriile sale. În acea perioadă a fost ridicată în centrul Craiovei și Banca Comerțului, clădire care găzduiește astăzi primăria orașului. Palatul Băncii Comerțului a fost proprietatea marilor banchieri Neamțu, Constantin Neamțu și Costică C. Neamțu, nepotul de fratelui Constantin Neamțu. Prietenul lor de familie era arhitectul Ion Mincu, care a acceptat să proiecteze pentru Craiova această clădire monumentală, fantastică, Banca Comerțului. A proiectat în anul 1906, iar realizarea ei, execuția, a fost făcută între 1912-1916. Banca Comerțului a fost înființată în anul 1897 sub formă de societate cooperativă de credit de către Constantin Neamțu, care făcuse studii economice la Universitatea din Anvers. A fost deputat și senator liberal și a condus Banca Comerțului până în anul 1948, când toate bunurile familiei au fost naționalizate, iar ei s-au stins în închisorile comuniste. Moștenirea familiei Neamțu domină și astăzi centrul Craiovei, Palatul Băncii Comerțului fiind construit cu cele mai rezistente materiale, beton armat și zidărie de cărămidă legată cu ciment. Exteriorul este eclectic, asta înseamnă un amestec de stiluri în care vedem elemente romantice cu fațadă fragmentată, cu ferestre decorative, cu reliefuri, cu feronerie care pun în evidență toate aceste elemente, pun în evidență eleganța construcției și unitatea ornamentelor decorative. O notă aparte este dată de acoperiș, acoperișul fragmentat, cu acele, parcă sunt niște castele care se nasc din construcția clădirii. În subsolul masiv se găseau trezoreria băncii, arhiva, depozitele, uzina electrică, centrala termică și atelierul mecanic. Primul ascensor din Craiova aici a fost instalat. Parterul și etajul erau destinate publicului și funcționarilor băncii, iar decorurile interioarelor somptuoase au fost comandate la manufacturi vieneze. Are un subsol foarte rezistent, pe care se înalță două niveluri de spații. La parter a fost un spațiu funcțional al Băncii Comerțului, cu un hol imens, cu multe ghișee. Holul se înalță pe cele două spații și se termină printr-un luminator care asigură în permanență lumină naturală. Holurile sunt foarte elegante, toate scările, balustradele, toate au fost comandate, modele unicat, modele care să se lege prin eleganța liniilor, prin ornamentica lor, chiar un neobaroc al ornamenticii, de elementele de pe pereți. Pereții sunt decorați cu mozaicuri, cu fragmente de ipsos aurit sau policrom, acoperiți cu lemn sculptat. Deci tot ce ținea de ornamentica interioară se regăsește în această clădire și în același timp spațiul respiră. Este un spațiu amplu, accentuat de holul central, care conferă acest statut de clădire publică, unde intra foarte multă lume. Să nu uităm că Banca Comerțului, creată la Craiova de familia Neamțu, a fost cea mai importantă bancă particulară din România. În afară de Banca Comerțului, familia Neamțu a mai avut mai multe clădiri. Pentru angajații băncii au construit Casa Albă, Palatul Nou, spuneau ei, o clădire funcțională, o clădire gândită ca locuințe pentru angajații băncii.
tot familia Neamțu a propus și a plătit construirea editurii Ramuri, tipografia Ramuri, care respectă aceleași ornamente și stil neoromânesc, cu arcadă în stil maur, cu arcuri trilobate, cu o succesiune de coloane, cu ornamente pictate în sgrafito, în relief, pe fațadă. La fel, școala Ion Helia de Rădulescu au fost proprietarii la un moment dat ai hotelului Minerva și tot în perioada interberică, prin 1927, au cumpărat și locuința familiei Romanescu, deci în casa Romanescu au trăit. Ultimii care au trăit au fost cei din familia Neamțu până în 1948. De ce sunt importante aceste clădiri? Sunt repere. Sunt repere arhitecturale pentru oraș, sunt repere economice, sunt repere ale personalităților care le-au construit și sunt repere și pentru cei care au contribuit la existența lor. Și dacă vorbim despre Banca Comerțului, în momentul când urcăm scara monumentală și vedem sigla de fier monumentală BC, Banca Comerțului, ne gândim la valoare, ne gândim la preț, ne gândim la maestria cu care au fost lucrate, pentru că întreaga feronerie, mobilierul, ornamentele au fost lucrate de cei mai mari meșteri din Europa. De fapt, au fost lucrate în Austria, aduse de la Viena. La fel ca și piatra cubică de pe Calea Unirii, de fapt. Palatul Băncii Comerțului a fost proprietatea marilor bancheri Neamțu, Constantin Neamțu și Costică C. Neamțu, nepotul de fratelui Constantin Neamțu. Prietenul lor de familie era arhitectul Ion Mincu, care a acceptat să proiecteze pentru Craiova această clădire monumentală, fantastică, Banca Comerțului. A fost prima din această serie, din acest ciclu al clădirilor, al monumentelor interbelice, construit, așa cum am spus, după planurile arhitectului Ion Mincu și după moartea acestuia, în 1912, exact anul în care a început construcția clădirii, a fost continuată de Constantin Ioțu, elevul lui Mincu. A refăcut și cula familiei Neamțu, proprietarii Băncii Comerțului, aveau o culă la olari, în stilul caselor de munte, fortificate, cu ziduri masive, cu deschideri la etaj. Aici sunt doi nepoți ai familiei Neamțu, iar Ion Mincu, mai târziu, bineînțeles, a refăcut în acest stil, folosind elemente neoromânești, arcade, portal cu boltă, deci modernizată și refăcută în stilul neoromânesc. Sunt două, trei generații care au contribuit ca aceste clădiri, aceste valori să existe în Craiova. Fac parte din lista monumentelor de patrimoniu pentru frumusețea lor, pentru numele arhitecților Ion Mincu și Constantin Ioțu, pentru locul care l-au ocupat în Craiova interbelică. Banca Comerțului a fost prima construită. În față era un spațiu verde, ea se înălța între Palatul de Justiție și Muzeul de Artă, lângă Foișorul de Foc și Cazarma Pompierilor. Vis-a-vis de ea era Casa Albă, Palatul Nou, în fața căreia deja apare scoarul English Park. English Parkul este foarte important, a fost amenajat în 1930 după modelul scoarelor englezești, parcurilor englezești, și pentru că în 1940 a fost adusă statuia lui Ioan Cuza, i s-a spus Grădina Unirii. Și statuia lui Alexandru Ioan Cuza are o poveste interesantă. Primarul Constantin Negrescu a acceptat, a fost o discuție
îndelungată despre locul unde să fie plasată. Este realizată de Raffaello Romanelli, unul din cei mai mari sculptori italieni ai epocii. A realizat-o în două exemplare, unul este la Iași și al doilea este la Craiova. A fost în 1936 plasată în spatele hotelului Minerva și în 1940 adusă în fața actualei primării, unde își păstrează locul, fiind un punct de reper pentru viața și aspectul Craiovei. Poate putem spune că din delegația de craioveni care au participat la divanul ad hoc pentru unirea principatelor, a făcut parte, în primul rând, al doilea, tatăl lui Costică Neamțu, Bădin Cezianu Neamțu, deci ar fi prima generație din familia Neamțu care deja participă la viața urbei, la viața orașului. Cam acesta este unul din primele aspecte ale English Park-ului, cu o fântână arteziană cu două țâșnitori, din care apa se înalță, pentru că în timp a avut ce rămâne constant pentru English Park, este acel bazin central din care se înalță jetul de apă. Din familia Neamțu, cei care au fost proprietarii Băncii Comerțului au fost Constantin Neamțu, aici este în grupul de fruntași craioveni, care s-au întâlnit apoi în familia marelui patriot Fortunescu, împreună cu George Enescu, Constantin Neamțu, lângă, în stânga lui George Enescu, și în prim plan frații Negrescu. Deci aici este fostul primar al Crevei Negrescu, care a dus statuia lui Cuza cu cei doi fii ai săi. Cel mare a studiat vioara cu George Enescu. Deci Craiova se poate lăuda cu personalități, nu numai politice, administrative, din toate domeniile. Constantin Neamțu, directorul tipografiei Ramuri, directorul băncii, director primar al Craiovei, prefect al Craiovei, senator și deputat, la fel nepotul său Costică C. Neamțu. Deci erau niște nume în perioada interbelică a Craiovei. Iar aici este Șerban, fiul lui Costică C. Neamțu, cel care trăiește la București, în fața Băncii Comerțului, în momentul când English Park începea să fie reamenajată sau amenajarea scoarului English Park. Constantin Neamțu cu soția lui, o poză de epocă, soția lui Eugenia, născută Albeanu, iar activitatea lui a fost dublată și ca director, și ca om de politic, și ca economic, de nepotul său, Costică Neamțu, cu Adela, soția lui, care se spunea că era acea perioadă cea mai frumoasă fată din Craiova. Băiatul lor este Șerban, cel care era în fața primăriei, o fotografie de epocă a primăriei, și aici o imagine cum arătau acțiunile Băncii Comerțului înainte de a fi naționalizată, deci până în 47-48. Cred că ar trebui amintit și că în perioada războiului Banca Comerțului, la fel ca și alte construcții din Craiova, Palatul Mihail, actualul Muzeu de Artă, Palatul Vorvoreanu, sediul Mitropoliei, a fost ocupată de nemți și de sovietici, de armate. Și este o fotografie cu comandamentul armatei germane, care era aici în clădirea actualei primării, cu inscripții nemțești, iar comandantul german locuia în Palatul Vorvoreanu. Deci cele mai frumoase clădiri reprezentative pentru oraș au fost ocupate de nemți. Aici este Costică Neamțu, o imagine de familie, și ștrandul de la Jiu, era la ștrandul de la Jiu cu soția și cu fiica, și am vrut să-l arăt pentru că se spunea că a fost un om foarte bun, foarte corect, și de la familie am primit o scrisoare foarte frumoasă și chiar aș putea să o citesc. E scurtă.
domnului Neamțu, Craiova, 12 decembrie 1920, regimentul Rovine numărul 26, cabinetul comandantului. Domnule Neamțu, regimentul Rovine numărul 26 vă aduce cele mai mari mulțumiri pentru frumoasa atențiune pe care ați avut-o, acordând regimentului sprijinul dumneavoastră material, cu ajutorul căruia s-a instalat și reparat completament lumina electrică. Dacă toți oamenii cu suflet mare, ca al dumneavoastră, de care suntem convinși că nu este lipsită Craiova, vechea capitală a banilor, ar avea gesturi atât de frumoase pentru binele obștesc, țara noastră, care în urma războiului pentru integrarea neamului are atâtea lipsuri și ar putea reveni în cel mai scurt timp, și nu poate decât să fie recunoscătoare tuturor acelora care prin devotamentul și patriotismul lor ajută armata. Primiți, vă rog, domnule Neamțu, în altele mele considerații, comandant regiment Rovine numărul 26 și numele colonelului în 1922. Și tot în presa de epocă au apărut numeroase mulțumiri aduse primarilor din familia Neamțu și o epigramă apărută în revista Împicaj, care spune că ești mai bogat ca toți bancherii. Că n-ai doar polii din tezaur, dar ai ce altora lipsește, ai chiar o inimă de aur. Bancherului ce Neamțu. Deci, pe lângă faptul că ei au făcut posibile existența acestei bijuterii arhitecturale, acestui cadru urbanistic, pentru că este Banca Comerțului, Palatul Nou Casa Albă și English Parkul, care creează un tot unitar, un tot românesc, dar de valoare europeană, prin modul cum a fost realizat, prin modul cum a fost gândit și prin modul cum a fost dorit la un moment dat de proprietarii lor. Și iată că toate aceste bunuri, de acestea ne bucurăm noi astăzi. Și mai am câteva fotografii care cred că merită arătate, fotografii de familie, cum trăiau modest, liniștit și frumos vechii craioveni, familiile bogate și cunoscute ale Craiovei, o întâlnire de familie a familiei Neamțu la Iarbă Verde, dar e foarte importantă imaginea din spate cu Arnăutul în costum național, care asigura paza familiilor, chiar un detaliu cu acel Arnăut, familia cu barca în parc, familia ascultând un concert câmpenesc și, nu în ultimul rând, familia, mai multe fotografii cu familia de la Cula din Olari. În 1923, bancherul Constantin Neamțu îl invită pe arhitectul Constantin Ioțu să proiecteze o clădire unică pentru acele vremuri în Craiova, Casa Albă. Proprietarii Băncii Comerțului au dorit un palat nou, construit în spiritul formulelor arhitecturale ale începutului de secol 20, răspunzând destinației clădirii, apartamente pentru funcționarii băncii. Casa Albă a fost prima construcție tip bloc de locuințe din Craiova, dar a păstrat și tradiția clădirilor cu destinație comercială a zonei centrale. O zonă centrală a Craiovei care face legătura între ulița Mare, zona boierilor, și străzile negustorilor, străzile comerciale, între English Parkul elegant și frumos și celebra cale Lipscani, România Muncitoare Madonna. Înainte de primul război mondial și în perioada interbelică s-au construit clădiri maestuoase, clădiri
în stiluri eclectice, cu ornamente preluate din diferite stiluri europene. Casa Albă a fost proiectată de Constantin Ioțu, cel care a mai proiectat în Craiova tot pentru familia Constantin Neamțu, și tipografia Ramuri și Școala Generală Ion Heliade Rădulescu, tot la dorința și susținerea materială a familiei Neamțu. Constantin Ioțu a fost profesor și decan al Școlii de Arhitectură din București între anii 1940-1944 și unul dintre continuatorii liniei stilistice promovate de Ion Mincu, alături de care a lucrat pentru realizarea mai multor proiecte de utilitate publică. Este prima clădire din Craiova în care sunt folosite elemente ale școlii de la Bauhaus, al constructivismului și, și elemente cubiste din arhitectura europeană. Parterul este după modelul locuințelor negustorești din această zonă. Parterul este înalt pentru a servi spațiilor comerciale, iar pe înălțime se adaugă trei niveluri de locuințe care se continuă și pe acoperiș. Un element foarte important este acest acoperiș fragmentat. Elementul de individualizare, elementul special al acestei clădiri este colțul de pe Bulevardul Cuza, fosta stradă a Justiției în acea perioadă. Colțul este la 45 de grade față de celelalte străzi, față de Cuza și fosta 6 noiembrie actuală a Teodora Mann, strada pe care noi suntem acum. Este tăiat și se termină printr-o succesiune, printr-o ritmare de turle, care de fapt au rolul de a face trecerea de la turla înaltă verde a Palatului Administrativ a Prefecturii spre cupola Universității. Și această trecere gradată a turlelor chiar creează o linie, o sinuozitate care leagă clădirile. Prin contrast cu aceste elemente de unicitate, lucarne transformate chiar în spații de locuit, arce trilobate după modelul neoromânesc, elemente brâncovenești. Aceste elemente de unicitate sunt în opoziție cu elementele școlii, caracteristicile școlii de la Bauhaus. Sistematizare, raționalizare, eficiență, funcționalitate. Deci spațiile sunt micșorate pentru a fi cât mai multe locuințe. În față, pe colț, având totuși apartamentele unde locuiau proprietarii băncii, familia Neamțu, de exemplu, la etajul întâi, pe colț, deasupra intrării în magazinele de la Casa Albă, locuia Costică Neamțu, proprietarul băncii, împreună cu fiul său Șerban, care mi-a oferit, familia lui Șerban Neamțu, chiar mi-a oferit fotografiile pe care o să le vedem din perioada în care s-a construit Casa Albă, din perioada în care s-a sistematizat English Park-ul și s-a finalizat Banca Comerțului.